Copiii se bucură în prezent de zilele călduroase de vară. Am încercat să aflăm ce posibilități de a petrece timpul liber în perioada vacanței există în Călăraș. Muzeul Dunării de Jos și Muzeul Municipal Călăraș organizează mai multe expoziții și ateliere de modelat în lut, de desen sau activități de conservare preventivă și cunoașterea patrimoniului muzeal. Astfel, cei interesați pot petrece câteva ore pe zi în cadrul celor două instituții, încercând să deprindă și să afle mai multe informații despre obiceiurile, tradițiile și meșteșugurile locale. Anul acesta desfășurăm școala de vară în două perioade ale lunii iulie. Aș vrea să vă spun că suntem la a doua ediție, pentru că anul trecut s-a început practic acest program de pedagogie muzeală în cadrul Muzeului Dunării de Jos Călăraș. Prima perioadă s-a desfășurat deja, în perioada 1-5 iulie. Am avut înscriși un număr de 18 copii, dintre care 15 participanți, iar 3 au fost voluntari în cadrul școlii de vară, pentru că avem și acest program de voluntariat. Iar următoarea perioadă va fi între 15 și 19 iulie. Programul acesta din cadrul secției de arheologie, prin el se încearcă sensibilizarea copiilor privind patrimoniul muzeal arheologic, cunoașterea, mai bine zis, a patrimoniului, protejarea lui. Este structurată pe o săptămână, lucrăm zilnic cu copiii timp de 2 ore. Încercăm în prima zi să facem un tur al secției de arheologie și al muzeului și al celorlalte secții pentru a cunoaște patrimoniul. În zilele următoare, ca și desfășurare, avem un program de arheologie experimentală, lucrăm efectiv cu ei, facem descoperiri, în ghilimele, fiind spus. Într-o altă zi desenăm forme de vase și ceea ce găsim în muzeu pe secția de arheologie, lucrăm în lut în ultima zi. Din ce spun copiii, cred că este o săptămână interesantă așa pentru ei. Cum află copiii de acțiunile dumneavoastră? Noi am dat la presă, din câte știu. Ați făcut mediatizare? Da, am făcut mediatizare prin presă și de asemenea pe Facebook-ul muzeului. Acolo au un număr de telefon pe care pot suna, să se înscrie. E de preferat să sune înainte, pentru că numărul de locuri este limitat, deoarece putem lucra cu cel mult 15 sau hai, cu mici excepții, 18 copii și din lipsa spațiului, dar în același timp pentru a ne putea desfășura cum trebuie activitățile, să nu fim foarte mulți, să ne îngrozim, să... De asta am și ales anul ăsta să avem 2 săptămâni în cadrul secției de arheologie și 2 săptămâni în cadrul secției de etnografie. Se mai pot înscrie? Nu? Se mai pot înscrie pe perioada 15-19. Avem deja înscris și 14 copii și așa, 1, 2, 3 mai merg în perioada următoare. Există un segment de vârstă? Sau? Da, este un segment de vârstă. Am zis noi 7-14 ani să putem lucra cu ei. Dacă sunt foarte mici, nu au răbdare, se plictisesc și atunci e mai corect să fie și un segment de vârstă. Deși anul acesta am avut prima săptămână am avut un băiețel 6 ani, dar care a venit de luni până vineri, în fiecare zi, fără să se plângă, chiar încântat, și mi-a zis că la anul va reveni. Adică... Să înțeleg că evenimentul de anul trecut și activitatea de anul trecut a fost un succes din moment ce... Da, deci activitatea de anul trecut a fost un succes, zicem noi, pentru că am avut peste numărul... Și vreți să continuați cu această activitate? Da, am vrea să continuăm cu această activitate. De ce? Pentru că venim cu ceva pentru copii în perioada vacanței. Încercăm să facem lucruri nu neapărat care țin de școală sau să-i plictisim sau să facă ei niște lucruri interesante. Adică pur și simplu să-i angrenăm într-o activitate... Să descopere. Da, să descopere, să descopere meseriile din muzeu. Eu l-am vorbit și noi le vorbim în general și despre ce fac cu muzeografii, arheologii, conservatorii, restauratorii, adică să înțeleagă cum e cu meseriile pe muzeu și cum... Și poate de aici vor veni și viitorii dumneavoastră. Păi asta mi-am și gândit. Adică eu cel puțin vorbesc cu ei și tot timpul îmi spun, Doamne, știți, îmi place sau asta îmi place, asta nu-mi place. Pentru că vorbim, comunicăm, nu este ca la școală, știți? Încercăm să-i scoatem
din, să facă și altceva în perioada de vacanță, pentru că părinții se plâng uneori că își petrec timpul pe tablet. Da, pe telefon, da. Și nu fac activități practice. Dacă vin cu plăcere, asta este tot ce contează. Eu cred că ei vin cu plăcere, adică vin și singuri. Faptul că nu-i aduc părinții, știți, dar vin singuri și atunci înțeleg că nu îi obligă nimeni, că ar putea să rămână acasă și să... Există un termen limită pentru înscrieri? S-a încheiat perioada? Nu s-a încheiat perioada. Eu săptămâna asta, dacă mai sună din părinți și mai vor să înscrie 1, 2, 3 copii, v-am zis că mai avem încă 3 locuri, 4, cel mult. Adică deja după 18 copii încolo este complicat să lucrez cu ei și atunci ne-am gândit că între 15 și 18 e suficient. Deci mai sunt câteva locuri pentru săptămâna următoare. Cei interesați se pot adresa? Cei interesați se pot adresa pe numerele de telefon pe care noi le avem. Sau la sediul muzeului. La sediul muzeului pot să sune și ulterior sunt direcționați către mine și către colega mea, Virginia Oana. Da. Adică tu cu mine. Da, eu cu vreau să fie imediat și scăpăm de probleme. Ce flori mai cunoaștem? Așa la flori. Zambila. Vorbiți-ne un pic despre expozițiile avute în momentul de față în Muzeul Dunării de Jos. Bună ziua, bine ați venit din nou la noi la muzeu. Oferta muzeului pe perioada verii este largă. Încercăm să venim în întâmpinarea vizitatorului călărășan și nu numai cu expoziții de atât de artă, cât și de istorie, etnografie și expozițiile de bază, evident. La sediul muzeului, în această perioadă și până în septembrie, vor fi deschise 4 expoziții și avem încă 2 în program, o să vă vorbesc despre ele. Avem o expoziție care a fost deschisă pe 24 iunie, dedicată special Zilei Universale a Iei, compusă din piese de patrimoniu aflate în colecțiile secției de etnografie, Iei, costume populare și obiecte de uz casnic tradiționale. În acest moment este deschisă o expoziție de grafică și pictură a artistului călărășan Jimmy Stănescu, pe care îl cunoaștem cu toții, un caricaturist evident foarte bun și apreciat, nu numai în România. Expoziția pe care am deschis-o cu ocazia centenarului, la 1 decembrie anul trecut, expoziția Drumul spre Unire 1914-1918, o altfel de expoziție, un altfel de mod de expunere a pieselor și zic eu că merită vizitată, mai ales că o să mai rămână deschisă doar până la sfârșitul lunii septembrie. Este un parcurs, o călătorie în timp, dacă vreți, începând cu 1914, anul declanșării primului război mondial, trecând apoi prin perioada de neutralitate a României, participarea, intrarea în război în 1916, participarea marilor victorii de la Mărăști, Mărășești, Uituz, din păcate, pacea aceea rușinoasă din 1917 și reintrarea României în război la începutul anului 1918, sfârșind prin actul de la 1 decembrie, așa cum îl știm. Iar aici, în sala în care ne aflăm acum, este o expoziție dedicată, eu știu, celor de vârsta noastră pentru amintirea zilelor pe care le-am petrecut în școli, celor tineri ca un exemplu, o expoziție de rechizite și instrumente școlare din perioada anilor, începând cu 1900 și până a mai aproape de noi, până în 1989, o expoziție realizată în colaborare cu Asociația Muzeul Jucăriilor din București. Suntem la a doua colaborare cu această asociație. De fapt, e colecția fraților Dumitru, o colecție impresionantă. Numai expoziția asta de rechizite, în principiu, cuprinde peste 2000 de piese. Noi n-am putut, din cauza spațiului, să expunem decât ceva în jur de 400 de piese, la fel va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. În perspectivă, pentru începutul lunii august, urmează salonul anual de acuarelă, realizat, la care vor participa atât pictori din Călăraș, călărășeni de-ai noștri, dar și din alte județe. Iar apoi un proiect inițiat de noi în anul 2017, Zâmbete și grimase, o expoziție de caricatură cu participare internațională aflată la a doua ediție.
Ce program aveți în perioada verii? Vizitatorii pot veni în ce interval? Muzeul nostru, eu știu, spre deosebire de alte muzee, are un program permanent de vizitare de luni până duminică, în fiecare zi, între orele 10-18. La cel de-al doilea sediu, al dumneavoastră, ce ne puteți spune? La secția Arheologie este deschisă expoziția de bază a secției Evoluția comunităților umane la Dunărea de Jos, un parcurs istoric începând cu perioada paleolitică, primele descoperiri din zona județului Călăraș și sfârșind cu eliberarea orașului Călăraș la 1852, așa cum știm. First step. Ceea și se bate bine, da? Și se face așa ca un guloi, bătut bine, bine, bine. După care se pune pe roată. Și acum îi dăm drum. Umblă și bagă așa. Spre mine, da. Ia. Lasă-o mai încet. Dacă tragi spre tine, e mai încet. Da? Uite și o lăsăm mai spre tine. Îi dăm cu apă. Și acum începem, uite așa. Wow! Nebunie curat, nu? Mai punem apă în așa fel încât. Deci întotdeauna când lucrați trebuie să țineți mâinile pe margine ca să fie fixe, că dacă le țineți în aer vi se plimbă stânga-dreapta, da? Puneți așa frumos. Îi dăm cu apă, cere apă multă, caută. Și putem să-l turtim la loc, dacă nu ne place cum a ieșit. Uite! Da? Și acum strângem frumos. Ce este în plus, să-l băgați aici, că nu s-a întâmplat nimic. Îl strâng eu pe urmă. Da? Mai dăm apă. Hai, curaj, bagi mâinile? De ce? Ce? Mă murdăresc! Strânge bine, ia. Merge? Ia, bagă și un deget aici. Păi nu numai unul. Ții mâinile așa. Uite, uite, vezi dacă am băgat eu? Și-o întindem. Da? Și-o întindem. Și-o întindem. Până o rupem. Și atunci o strângem la loc. Cum e chestia aia? Dacă nu ne place, o băgăm la loc.
Îl iei, îl bați, îl faci cu guloi. Și tu la fel. Poftină? Să te ajut? Nu, întâi faci cu guloi. La guloi trebuie să te ajut. Ce vrei să-ți iasă? Cu farfurii. Cu farfurii? Cred că ai mai multe șanse pentru o cară. Dar nu te vin la mancet. Dă-i cu apă, că de-aia nu se mai întinde. David, dacă vrei apă... Stop. Încep să-ți fac cu farfurie. Că îți fac cu farfurie. Mai dă-i cu apă, Denise, ca să-mi poți o ridici. Eu zic că-i gata. Gata, a pornit. Dacă e viteza prea mare, da, mai mic. O lași mai mică. Da. O stropim mâinile, așa, ca să alunece, de aia să stropim. Eu deja sunt stropit. Tu ești stropit? Da. Așa. Tu. Fă-mă o bilă. Așa, întinde cu mâna. Fă o bilă. Bilă, 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 bilă. Strânge, strânge tare și încearcă să pui coatele pe marginea ligheanului. Dar voi ești de cum am strâns? Da. Mai trebuie apă. Uite, ia, ia ca. Așa, și acum? Aoleu. Îi dăm drumul. Bun, hai să-i dăm cu apă, ca să alunești. Și eu mai vreau apă. Apă. Poftim. Haideți. Sunt activități lucrative, așa cum sunt obișnuiți copiii. Lut, în principal, și în funcție de ce doresc ei, putem să extindem. Am un nucleu de copii, se aud și acum în spate, care frecventează muzeul și în timpul școlii și au continuat și în vacanță. Și lucrăm împreună. Astăzi avem olărit, în altă zi când vor fi disponibili și eu, trebuie să se alinieze astrele, gândim altceva. Adică nu am reușit să stabilim un program fix pe care să putem să-l anunțăm, ci în măsura timpului pe care îl avem, dăm un anunț pe Facebook cu 48-72 de ore înainte, în așa fel încât doritorii să se poată înscrie. Grupele, fiind un muzeu mic, și grupele sunt mici, așa că fiți atenți pe Facebook că anunțăm. Câți copii sunt într-o grupă? Pornind de la 3-4 până la 10. Asta ca să pot să mă ocup de fiecare și să înțeleagă ceea ce face. Vârstele? Vârstele sunt de la... Există limită de vârstă sau? Nu este, nu. Singura limită este răbdarea. Și dacă... are curaj să încerce să-și încerce limitele răbdării și părinții sunt de acord, încercăm. Dacă nu, nu. În afară de ateliere, ce evenimente mai organizați la muzeu în perioada aceasta? Am deschis de curând câteva expoziții de pictură.
Urmează în august o expoziție de pictură a doamnei Camelia Zrain, rezidentă în Suedia, călărășancă de origine. Explozie de culoare se numește expoziția. După care urmează o expoziție de ceramică și sticlă a doamnei Maria Mâncianu Bogatu și o expoziție de debut a Cameliei Pavel, o tânără de 16-17 ani. În momentul de față, la muzeu, aveți o expoziție? În momentul de față, avem expoziția obișnuită, cea cu popasurile din viața noastră, frizeria, magazinul, cârciuma, școala și familia, bineînțeles. Avem salonul anual, expoziție de grup și mai avem expoziția de sfârșit de an a elevilor de la clasele cu profil artistic, de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu. Programul de vizită? Programul de vizită este cel între 9 și 17. Dintre lucrurile mai puțin cunoscute despre istoria orașului, aș putea menționa următorul aspect. Căutând prin arhive, am descoperit la un moment dat că la Călăraș a fost trimis cu armata țaristă un general pe nume Schilder. Am fost curios să văd ce este cu acest general și am căutat în vastul internet informații despre el. Și am găsit la istoria navigației rusești că acest Schilder nu era un general oarecare, ci era un inginer militar, nimeni altul decât inventatorul primului submarin cu corp metalic din lume. O întâmplare nefericită, un accident, a fost rănit cu o schijă în timpul războiului Crimeii, dar lupta din războiul Crimeii a fost aici, la Silistra. A fost rănit cu schijă, a făcut septicemie și a murit la Călăraș. A fost îngropat în cimitirul care, la vremea respectivă, era în jurul Bisericii Sfântul Nicolae, actuala catedrală. Întâmplarea a făcut ca un prieten din Republica Moldova să-mi trimit o imagine cu Biserica Sfântul Nicolae. Și când m-am uitat ce scria sub imagine, era ceva foarte simpatic, de genul Biserica Sfântul Nicolae, Făcătorul de Minuni și mormintele generalilor Selvan și Schilder, morți la Călăraș. Căutând pe același fir, am descoperit că osemintele au fost repatriate undeva în 1910-1911, probabil când s-a renunțat definitiv la cimitirul din jurul bisericii. Probabil că au fost ultimele pietre de mormânt care au fost eliminate, îndepărtate. Funcția de primar a fost instituită pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza, în 1864. Din acel an, în Călăraș, până în prezent, au fost 102 primari. Am asimilat numărul lui și cei care erau președinții consiliilor comunale, pentru că îndeplineau, de fapt, funcția de primar. Deci 102. Povestea portretelor Marx și Engels este următoarea. De la apariția instituției primarului, întotdeauna în spatele unui primar a stat o forță politică. Cum s-a numit ea nu contează, dar a stat. Foarte puțini au fost primarii care, sau spre deloc, care au fost independenți din punct de vedere al sprijinului politic. Și atunci am găsit de cuviință să ilustrăm acest sprijin prin cei care au lansat, să spunem, programe politice. Și așa îi avem pe Marx și Engels. În spatele lor sunt și reprezentanții ai Democrației Populare din România, cei care au făcut parte din primul guvern democrat, dr. Ioan Petru Groza. Cei Parhon, Bodnăraș, Chivu Stoica. Îl avem și pe Gheorghe Gheorghiu Deș, în partea cealaltă îl avem și pe Lenin și pe Stalin. Și așteptăm, așa cum am făcut de la deschiderea muzeului, să primim sau să descoperim undeva și portretele altor ideologi ai altor partide.
ca imagini, au și ele o poveste. Undeva în 1990, în momentul în care a intervenit decembrie 89, deci post-decembrie, într-un muzeu din România s-a făcut curățenie și s-a ajuns la concluzia că aceste portrete nu mai reprezintă calea pe care România va merge de acum înainte. Și au fost aruncate la gunoi. Întâmplător am trecut pe lângă acel gunoi, le-am luat și le-am și în ziua de astăzi. Și le-am folosit pentru a ilustra o idee din acest muzeu.